Într-o primă apariție după foarte mult timp, Crin Antonescu, domnule președinte, bună seara, mulțumesc că ați venit aici. Bună seara, domnule Stribila, mulțumesc pentru invitație. Chiar îmi face plăcere să dialogăm în această seară. Sunt foarte multe lucruri de lămurit și o să le spun ascultătorilor că va fi o ediție memorabilă pentru că ne vom referi nu numai la domnul Iohannis, am început de la el pentru că, în mod evident, s-a conturat, s-a întâmplat ceva acolo, dar sunt lucruri de lămurit în legătură cu activitatea dumneavoastră trecută, cu plecarea de la vârful partidului, cu renunțarea la candidatură, cu USL-ul, cu prietenia dumneavoastră, pot să-i spun așa, cu noul șef al serviciilor secrete, că Bunescu ați fi fost prieten, că 2 ani de zile asta am împreună. Da. Am avut o relație de prietenie și de colaborare foarte strânsă cu Eduard Helvig, cu noul șef al serviciilor secrete, probabil mai puțin, pentru că în această calitate... Știți cum e politica de la București. Noi cei care, probabil, cred, cei care lucrează în serviciile secrete și chiar dacă e vorba de liderul civil al acestor servicii în vremea în care e acolo, poate să-și exercite prieteniile mai puțin, dar asta nu știu. Bun, o să vedem. Oricum e un om pe care îl cunosc bine și de care am fost în toți acești ani foarte apropiat. O să-mi povestiți, poate și cum a ajuns de la PC la dumneavoastră, poate vorbim și de Traian Băsescu. Dar întâi de toate o să fac eu o mărturisire așa, să spun că noi am mai stat de vorbă în ultimele luni, v-am mai sunat, da, v-am invitat repetat și mi-ați spus la un moment dat, poate nu numai odată, și dumne, sunt relaxat. Am scăpat de toată nebunia asta, nici nu știți ce bine e să trăiesc în afara lumii dumneavoastră. Cam asta era mesajul. Așa. Acum ce faceți? Vă întoarceți? Nu. Nu mă întorc. Am venit, dat curs invitației dumneavoastră, invitație ceva mai veche, trebuie să o spun, cu mare plăcere și, fără să dezvolt prea mult, în chip special pentru că, din punctul meu de vedere, ați fost unul dintre puținii jurnaliști români care s-a zbătut să-și apere condiția în acel an 2014 foarte greu. Pentru jurnaliști, poate mai mult decât pentru politicieni. Nu, sunt la fel de relaxat, la fel de mulțumit de deciziile pe care le-am luat și aceste decizii nu se schimbă. În sensul retragerii mele, dintr-un act exclusiv de voință proprie, ca să mai resping o dată tot felul de mici legende. Nu respingeți chiar atât de devreme. Da. De la vârful politicii, din postura de lider politic. Sigur că am un mandat de parlamentar pe care, în respect față de cei care l-au dat, cei care mi l-au dat, îl voi duce la capăt, intenționez să-l duc la capăt, dar nu intenționez sub nicio formă, sub niciun pretext, sub niciun motiv, să revin în vârful învâltoarea activității politice, din motive pe care le poți și sintetiza chiar și în această seară. Da, păi, o să vorbim și o să-mi spuneți de ce nu vreți dumneavoastră să reveniți de asta un pic mai târziu, dar ce îmi spuneți, că mai candidați și după asta, adică o să fiți politician? Nu, foarte, foarte puțin probabil, mai spre sigur nu. Deci vă retrageți din nu politică? Cred. Sigur. Da? La finalul acestui mandat? La finalul acestui mandat, foarte probabil, da. Să faceți ce? Sunt atât de multe lucruri minunate în afară de politică pe lumea asta. Da, bun, în mod evident, fiecare dintre noi, dar dumneavoastră sunteți politicianul prin excelență și în această seară mă surprindeți cu o chestie, că asta e bomba serii, trebuie să recunosc. Dar adică dacă mă așteptam la multe, dar nu să vină Crin Antonescu într-o perioadă contorsionată politic și să anunțe în această seară, mă retrag din viața politică. Să-ți puțin că nu e un anunț pe care îl fac în seara asta. Ba da, e un anunț pe care îl faceți în seara asta pentru că i-ați spus și odată. Este nu am spus. Decembrie am sau spus, cât am e spus, 2016. Am spus foarte probabil. Eu n-am spus niciodată, stați puțin că am obosit, că m-am săturat, stați puțin că mi s-a umplut paharul, stați puțin că, mă rog, mă dau un pic la o parte să-i mai las și pe alții să vedem ce fac, mă odihnesc un pic și mai vedem după aceea. Eu cred că lucrurile au un ciclu. Aceste decizii ale mele, sigur că vin din constatări, din experiențe, la capătul 2 decenii de activitate politică. Dar sunt până la urmă decizii luate la nivel personal. Până la urmă, viața oamenilor nu e atât de lungă ca istoria și ca politica. Sunt foarte multe opțiuni în viață, sunt foarte multe lucruri care ne tentează, sunt foarte multe lucruri pe care
le putem face sau putem încerca să le facem. Dați-mi un exemplu. Și din punctul acesta de vedere, mi-ar plăcea foarte mult și e o nostalgie pe care am avut-o în toți acești ani să revin la o catedră. Mi-ar plăcea să scriu. Sunt foarte mulți cărți, s-au adunat foarte multe cărți necitite și poate că măcar una nescrisă. O, sunt lucruri de făcut pe lumea. Sunteți un om foarte tânăr. Da. Nu sunt foarte tânăr. La spațiu politic, sunteți un om foarte tânăr. Adică care are de făcut foarte multe lucruri în față. Sunt un om care am împlinit 55 de ani și care, ca atare, sub nicio accepțiune, nu poate fi numit foarte tânăr. Că de foarte multe ori simt altă vârstă. Asta e altceva. Din punctul de vedere al spațiului politic, e foarte adevărat că aici vârstele sunt foarte relative. Că această vârstă este încă una foarte activă, că sunt oamenii la vârful politicii, au fost și în România, sunt și în alte țări, din ce în ce mai puțin, dar sunt și la 70 ceva de ani, că au fost oameni care au făcut minuni în politică la 80 de ani. Dar nu asta este problema. Eu niciodată nu am acționat în spațiul politic sau în cariera mea politică.